Asta este prietena mea, Victoria. Și acum, joi a fost ziua ei de naștere și am o surpriză pentru ea. Sper să-i placă. It's a hot night. The natives are restless. We're sweating by the light of the moon. There's a voodoo mojo brewing at the door. That can knock a witch off her broom. We steal it on in. We shed our skin. Make our way into the bump in the grain. So I'm passing by. She gives me the eye. So I stop to give her a lick. Întâi de toate adrenalină. Nu există o perioadă mai bună pentru asta decât anii de studenție. Sunt Nata Albo și te invit săptămâna viitoare într-un nou episod din Aventura Americană. Totul despre cum se odihnesc, muncesc și se distrează studenții moldoveni în America. Adios, amigos! Am venit pentru aventură, am venit pentru bani, totuși. Pentru călătorii, pentru locuri frumoase, pentru lucruri deosebite și pentru amintiri frumoase, normal. Cel mai mult îmi plac, cred că, faptul că e foarte ușor să te descurci, că oamenii sunt foarte comunicativi și dacă te adresezi, te ajută și faptul că totul e simplu așa, nu? Pentru mine e simplu. Ana Vântu, Ocean City. Se distrează muncind. Lucrează salvamar într-un parc de distracții și primește 9 dolari pe oră. Clientele se plâng că este prea sexy. Al doilea job, hostesă la restaurant. Primește 7 dolari și jumătate pe oră. Nu se împacă cu nevasta șefului. Susține că frumusețea a ajutat-o să-și găsească al doilea serviciu. Plătește 250 de dolari pe lună pentru un apartament în care mai locuiesc alți 9 studenți. Visează să viziteze California, Los Angeles, San Francisco, Washington și Philadelphia. Nu vrea să se întoarcă acasă, dar trebuie. Urmăriți Aventura Americană în episodul următor. Bine v-am găsit, sunt Nata Albot și vă salut din Maryland, Statele Unite ale Americii, orașul Ocean City, capitala Marlenului Alb. Ești mulțumită de cât ești plătit aici? Cum să vă spun, adică... Te rog să ne dai detalii. Detalii, adică s-ar putea să se plătească și mai. Ca de obicei, e loc de mai bine. My God, they look so nice. It looks like they were born to be here, born to be eaten by us. Aici eu muncesc de la ora 8 dimineața până la 3 după amiază. Ne împăcăm foarte bine, dar este undeva, apare invidia, foarte mare invidia. Asta e tare de tot, sardina. Nu cumva le-ați cărat 2 luni în urmă din Moldova? Corect. Copiii americanilor sunt foarte, foarte pragmatici. Am rugat pe ăia doi roșcăței de acolo să nu împuște cu apă cât filmăm noi, la care băiatul foarte matur și convingător mi-a spus că mama lui a plătit 5 dolari ca el să împuște cât vrea el cu apă. Pentru nimic în lume nu aș dori să rămân aici, deoarece nu-mi place lifestyle-ul american și îndeosebi fast food-urile lor.